Judecătorul Victor Micu a fost ales președinte al Consiliului Superior al Magistraturii. Magistratul a fost votat de către 9 din cei 11 membri ai CSM la ședința de marți, 17 iunie. Ministerul Justiției informează că al doilea candidat la această funcție, Dumitru Visternicianu, care a deținut până acum interimatul, a acumulat 2 voturi. Victor Micu a deținut anterior funcția de președinte al Judecătoriei Sectorului Râșcani. Acesta a fost ales membru al CSM la adunarea generală a judecătorilor din 17 ianuarie.